Salut! Noi suntem Cocolis! Și bine ați venit la la Slime Rancher! Că sunteți nebuni după slime! Am încă asta. Bun. Apropo, Felix, mi-am tras mânecile, că a venit soarele. A venit soarele. Să știți că o să vă facem și noi slime pe canalul meu de Cocos Cristina. Ah, da! Dar urmează! Nu chiar curând, mai puțin curând. Na, stai puțin, ce am vrut să fac? Voi mi-ați dat o grămadă de idei. Cocolis! Cum au zis Cocolis? Cocolis, combina lucrurile acolo, te rog, e nebun! Așa, deci voi așa vorbiți voi, asta e vocea voastră. Voi nu, aveți mai multe voci, depinde cine zice. Asta e atât de amuzant. Mai multe voci! Stai, că voi m-ați zis pe la spate. Ui, ce faine aici cu floricele pe copac, Felix! Da? Cu floricele pe copac, acolo, în dreapta! A, asta da, a căzut... Ai, fain asta! A, ce chiar! A căzut că e ciuperc, na, eu trebuie să ajung, Cristina... Ia zice ce ciuperc, ce bune am făcut eu azi. Mamă, Cris, Cristina, când îi dai ciuperca să o facă la paragaz sau la cuptor, știi cum e, deci te unge pe stomac de interior. E faină. Am astăzi o mâncărică de ciuperc lui Felix. Zic, eu mă pur la sfârșit, da, nu mai e, nu mai e. Și când mai ceru Cristina o porție, ne-am... Zice Felix, aș mai mânca dacă aș mai avea. Au făcut paste cu niște ciuperci, waaa! Lui Felix îi plac tare mult pastele și mie îmi plac tare. Poate cândva trebuie să fac rețeta. Da, urmează, o să m-au rugat Cocolești. Cele mai bune rețete de ciuperci, deci știi cum le face? Face niște rețete, face și paste, face și mâncare ciuperci, odată am făcut și umplute. Deci... Și cum o mălnigă și cu suroie. Hai de că am pus poftă, și nu că am pus o altă, hai să mergem. Bun, hai să trecem la slime. Mergem, gata, vorba despre ciuperci. Ce stați aici? Asta din la reele, pleacă de aici așa. A, nu mai mă lovi că doare. M-a speriat ăsta. Unde trebuie să mergem noi, Felix, acum? S-a mai zis mai înainte. Uite aici. Dar eu am uitat, știi că am memorie scurtă. Nu, ai memorie foarte bună, numai ce spese ție. Da, mie ce-mi pasă. Țin minte, de acum 20 de ani. Știu, dar la hartă nu ai tu prea. N-am la hartă memorie. Bun, m-am dus bis. Dar am în realitate, le-am cu direcțiile realitate. Eu l-am așa bine cu direcțiile realitate, mă... Felix nu le are cu direcțiile realitate, se rătăcește tot timpul, dar eu le am, doar că în jocuri trec, nu le-am cu direcțiile. Mă trec pe lângă aceeași loc de 5 ori, unde o fi? Să se știe! Cu GPS-ul! Cu GPS-ul! Trece pe lângă... Eu sigur om care mă pierd cu GPS-ul! Da. Ăsta l-am pus noi! Cât mai ai? Cât mai 5 minute. 5 minute. 5 minute? Mi-a zis voi că am cel mai cringy și... fain râs. Emphasize on fine. Fine. Bun. Acasă, nicăieri, nu e ca acasă, că-ți vine să mănânci de pe masă. Na, Cristina, eu ți le pun așa și tu le aranjezi la un moment dat. Doamne, cât de chiote! Aia are față de găină, Felix! Aaaa! Cât de chiote! Păi vă dați seama de Crăciun? Cred că o să facem aici plin așa până de Crăciun. Așa o să facem, că suntem gămeni. Plin să avem căsuța noastră, nu decorăm. Luăm ce galbene. Și voi a zis, pă, bani. Pă, bani, așa au zis Cocolis și... Ăștia ce mâncă? Ăștia mâncă fruct, nu? Ce să mănânce? Fruct. Fruct? Fructe? Da. Am înțeles că fum. Deci stai puțin, că mi-a zis să schimbăm combinațiile. Ce combinații? Schimba dat combinațiile cu Milene. Ia. Le pun pe ăștia tot aici, știi? Da. Că tot aici cu Milene. Avem și o cheie, să nu uităm că avem cheie. Acum o folosim, na... Ce explozive! Na, mă duc să-mi iau niște bani, că uite, mai am decât 2500, mă, înainte. Când avem nevoie de bani, ne bazăm pe verzișori. Ne bazăm pe verzișori. Și ne dau tot timpul. De fapt, cei mai bogățași știu, care avem sunt ăștia. Ăștia sunt. Da. Da, dar nu avem prea multe slime-uri, pentru asta trebuie să mergem să mai colectăm, Felix. Trebuie sau să le mulțim cumva. Asta e planeta, Venus. Fac hibrid. Cât ai făcut? Uite că au făcut 27. Au făcut 27, deci aici e un hibrid, aici ai făcut tu. Nu, încă n-am făcut hibrid, dar trebuie a, să fac dar de ce să arată și pe stânga și pe dreapta? Ce să mă arate? A, că au rămas de ce au fost înainte. A, înțeleg. Să le dau și lui verișor să mânce. Normal, normal, cel mai, cum se zice, productiv la noi care este, este ăla, înțepații. Înțepații care? Înțepații. Cristalele alea? Da, cristalele alea cei mai productivi la noi. Diamantele. Da, diamantele. Peste 100 am făcut deja, Felix. Hai să le vând pe astea și după aceea, nu se va numai, lasă, fac altă dată, fac banii. Facem altă bani, deocamdată avem doar 2421. Așa, mă duc să le vând pe ăștia tot. Da, și să nu-i speri să mai faci în anii. Și ce-i slam ăsta cu 154? Ăsta cu 154, nu știu, vreau. Felix. Dar achievement, upper crust. Ce m-a dat achievement? Oh, super. Mi-a dat ceva aici așa? Nu. Na, bun, haideți să deschidem, na, voi ați înfermător. Asta e puțin să dau la Slamipedia. Da. Slime-ul de aur. O să-i quantum slime. Sa, de aur unde? Gold slime. Favorite none. Voi ai să în felul următor. Cocoli! Deschide cheia de acolo și posibil acolo să fie slime-uri, cum se cheamă? De aur. Și deci voi ai să deschide, deci să nu mă băgați pe căleală în mine, că eu vă cred.
Deci știi acolo unde sunt găinile? Da, mergem acolo și după aia la noapte, când se face noapte, trebuie să mergem acolo pe harta aia la altă. La noapte, a? Da, numai noapte, că ziua ați văzut ce nebunie îi. La noapte, a? La noapte merge. Bun, sleep until morning și mă duc acolo. Dar vrei să te duci tu sau merg eu? Du-te tu, că pe mine mă zăpăcește drumul. Te zăpăcește drumul. Da. Bun, așa. Mă duc repede! Dacă aș putea să mă teleportez! Apropo, Felix, poți să te teleportezi puțin? Nu, că e aproape asta. E aproape? Da, și iau și găini, că ne trebuie 50 de găini ca să luăm cheile de la ăla, la alt, chestii tari. Oh, da, chestii tari, frate. Vino cu ace găină, vino cu ace găină. Ce tare, sure! Unde mai ce găina? Tare o sărit? Cadou. E bun. Vă uitați la teleshopping, mai de mult era unul care zicea cadou. Așa zicea, că pun aici acasă. Da, unul care vindea aur. Așa zicea. Da, cadou. Cadou. Cadou, fără U la sfârșit. Na, sigur era român. Nu era român. Așa. Găini zburătoare. Și era și una lângă tine, Felix. Pe aia n-ai vrut-o, nu ți-a plăcut de anul. Un cato. Ah, mâncat-o deja. Stai aici, toți mâncă găini. Ce plot e ăsta? Așa, ce, care? Ăsta albastru. Avem din alea. Avem deja. Așa, mai vreo găină pe aici așa, înainte să mă duc mai departe, bun. Se pare că nu este, au plecat la nani sau le-au mâncat pe toate. Eu țin mango lângă mine, că voi a zis că... Comuni! Da. Ui, acolo, slime daur după cheia. Deci voi a zis că după cheia asta o să fie slime daur, auriu. Slime de au! Aba, nu mă lovi, că mă doare, au! Știi că mă doare? Doare. Hai, fuga sus. Hai la slime-ul de aur. Așa. Și aici o să mai fie și câteva găinuși, poate le-ai și pe astea. Haide. Găinușilor, groaie. Stai că e greu. Au! Mai țineți minte când erau rare astea? A, nu, am dat fructele. Stai puțin, vină, iemnă încoace. Vada ce nervos e slime-ul ăsta. Supra pe viață. Supra pe viață slime-ul. Stai, nu mai trebuie găina asta, că îmi trebuie cicadurile mici. Auzi, treasure pod-ul ăsta l-am deschis deja. Na, acum să vedem. Voi ați spus că după asta e aur. Aur! Hai să mergem să mă pregătesc cu mango, că nu pot să iau slime-ul de aur, dar pot să-i dau cu mango să-mi dea plortul de aur. Da. Na, unde suntem? Haide. Aici nu aur. Aur? E mică planșa, dar aur. Este aurie. Aur. U, Felix, mă. Aur. Mă atrage aurul. Aur. Îl simți? Nu știu. Ui. Îl simți? Aur. Cred că e pe aici, pe undeva. Aur. Strălucește zona asta super tare. Aur. Nisip strălucitor. Aur. Aur. Uite acolo cutie. Aur. Ia-o. Așa, Felix, caut aurul. Aur. Aur, unde ești? Aur. Așa se cheamă aurul, știi? Când vrei să-l chem la tine să vină. Aur. Oh, ai ce chestia asta de extraterestri. Uite acolo în față, Felix, ce-i? Ce chestia aia specială din față? De acolo ajungem, stai că mă duc acolo să văd ce-i. Să văd ceva, aur? Coculișul ăla, eu sper că nu ne-ați păcălit. Bă, cine m-a păcălit? Sper că nu ne-ați păcălit. O să caut comentul ăla așa să vă zic de ce m-ai păcălit. Nu mai mă cred niciodată. Că mi-a importat aurul. Hai, dă-i activate aici. Stai, poți să mergi partea alaltă acolo? Cam departe. Nu știu ce e acolo, poate acolo trebuie să mergem, Felix. Cred că aici n-am fost. Ba, parcă m-am teleportat, nu? Sau? N-am fost. Eu nu pot să n-am fost acolo. Obișnuiam să merg la plaja asta, să mă gândesc, să meditez și să mă uit la chestiile distante. M-a ajutat mult ce ai zis. La chestiile astea îi plăcea să se uite. Hai să ne teleportăm pe acolo, nu știu, să sărim. Aur? Aur, unde ești? Aur? Unde ești, domnule, aur? Aur? Ia tot în față. Stai că... Găini! Găini! E bun. Când nu găsești aur, te obișnuiești cu niște găini. Aur? Hai, e bună și găina. În loc de aur. O fi pe aici și nu știu eu, stai că dacă e pisica. Bă, dar încolo partea asta ce-i? O fi aici ceva. Pice sus. Uite că încă stai puțin că încă nu niște e... Niște chestii interesante pe aici. Încă nu-i pierdută speranța. Păi dacă cuculișii au zis, ar putea să aibă dreptate. Au zis câțiva, dar... Că ei de obicei au dreptate. Bă! La noi acasă. Ne-am întors la noi acasă, bun. Dar de cum ne-am întors la noi acasă? Așa de aproape suntem. Am ajuns pe o scurtătură, rămas păcălit. Hai să mergem înapoi. M-ați păcălit. De ce să merg înapoi? Trebuie să mergi să iau găini multe, 50 de găini, ca da, să pot să... Da, s-ar putea să fie acolo aur, Felix. Tu crezi că mai aur acolo? Da, eu cred în Cocolix. Eu cred în ei. O fi unul care mă scrie Zăpăcix. Și un Zăpăcix? Un Zăpăcix și nu mai știu. Scrieți-ne acolo dacă ăla a fost Zăpăcix sau a fost Cocolix. Așa, na, eu îți iau toate găinile, deoarece... Mamă, l-ai lăsat pe cocoș singur? Fără femei? Dar uite cât puiet ai! E burlac! Ai puiet, las crește puietul. Hai să le dau loștea să... Care stricată pe aici, Felix? Jumate bună. Felix, miroase urât. Cicea, nu trebuie să fii pretențios, lasă că e vremea, e frig acum, ține. Le dau lui aia să mânce ca să mai dea banul. Da, să dea banul. Gâinea se blochează și mergem să le dăm de mâncare la și să ne dăm, să plecăm să facem chestii. Ați înțeles? Că până atunci se face sara. Da, și seara mergem iarăși în găina expediție mea, acolo. Așa, cât avem destul onion. Să mai luăm niște slime-uri dintre alea planete. Da, alea vezi tu... Alea cele mai scumpe. Până acum, da, cele mai... Da, până... Uuu, găina! Dar aici e zona găină? Te
trecere. Da, Felix, am mers la găinușilor ăsta. Le plac foarte mult, le place foarte mult iarba asta roz, știi? Na, mâncați morcovi. Uite găină. Uite găină camuflată. Găină camuflată. Ia stai, ia mai liniștiți-vă, băi. O 38 de găini, hai că ducem bine. Așa, liniștiți-vă. A, ce faci, liniștiți-vă. Calmeze. Hai, fă-le duș, fă-le duș. stai să le dau să mâncit, că voi dați barbun. Hai, salată. Hai, papă, salată de morcov. 38 de găini, îmi trebuie 50-60, știi? Da, bun, bun, lasă că le căutăm noi, le găsim. Le găsim, nu știu ceva, încă una acolo. Tine. Hai, găinușă, mergi în expediție cu noi. Da, onion. Da, faci acolo salată de morcuri cu ceapă. Na, și acum faza îi că... Care? Că mai trebuie găini. Uite o găină. Mai trebuie găini? Lasă că mă duc să o luăm găini. Hai să mergem. Da. Bun, unde mergem, Felix? Unde mergem? Păi mai trebuie găină. Mai trebuie găină? Și mă gândesc... Bă, tu de unde ai scăpat? Mă, ce știu că vreau să ducă la găină. Cred că din greșeală nu l-am pus eu bine. Oh, de mine, Felix. Ia stai puțin, să le dau să-i transform pe toți din asta. Și dă-mi și puțin apă, poate să-i miștesc. Nu, apă, ele le foame și le dau, uite-te, le dau ca toți să transforme în, că explodează răi. Să se transforme în boom slime, că eu aruncat pe afară, uite și tu. I-a aruncat afară. Mamă, dar ce explozibile aici, poate trebuie să dăm o jucărie, să le facem un duș, să le dăm ceva de mâncare să se mai liniștească. Că-s cocoașe sunt. Cocoașe. Lura, lundele cocoașe, da, de nu știu. Iau din astea colorate, că astea s-au mulțumit. Astea sunt preferatele cui? Găinușile astea colorate. Nu știu. Painted hair. Găini etichetate. Dar iau găini multe. Da. Așa. Avem 41. Și lasă... Așa, stai pătrân. Bun. Ăla nu contează la slime-ul ăla ce fel de găine dăm, numai să fie găini. Nu, că nu le dau, dar la slime-ul ăla, da, așa să văd așa. Deci am 7 colorate, 7, mai am una colorată pe aici ca să mai facă, uite. Da, uite aici la colț. mulți și încă una la celălalt colț. Așa, și din asta așa iau una. Da. E bun. Deci important e să lăsăm câte una, nu? Ca să fac da, 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 bun, ok. Am, cred că am destule găini, nu sunt sigur, dar s-ar putea să avem destule găini. Și acum unde mergem? Merge la slime. La slime. La slime-ul ăla uriaș. Mergem la slime-ul ăla uriaș să vedem ce facem. Altă speranță n-am. Sper să mă ajung găinile, că... Ne ajung, uite că mai am. Ah, uite, s-au crescut! Au crescut din puiul. Și au crescut și mulți cocoși. Da, lasă-le o găină aici. Mai de lasă-le o femeie. Aici. Uite, aici le place foarte mult de libertate aici, Felix. Au fost pui și au crescut. De asta. Au fost pui? Da. Dar nu știu, când iarba asta roz ies multe. Uite, vezi? Și încă una ai trecut. Dar cam așa de multe. Uite aici. Dar cam așa de multe găini. Dar cam așa de multe găini, știi? Da. Ia să ne-i pun ăsta... Să mai face și colorate și briar hair, știi? Da, briar hair. Bun. Încă una. Să le mai pun aici, să mai faci din asta. Le pun aici două. Le punem ca să facă puiuți. Să facem puiuți și mi-au asta de aici, așa. Unde ești? Asta de așa. Și încă una față. Mamă, nu se mai termină găinile aici. Și aici tu căutai găini și aici nu se mai termină. Dar erau pui, dar până s-au făcut. Da, ne-am teleportat. Și acum mergem. Unde mergem? La slime-ul ăla mare. La slime-ul ăla mare. La slime-ul cel mai mare. Și ăla sper să ne dea cheițe. Numai bine, până ajungem la noi să facem noaptea. Era două după amiaza. Bun. Până ajungem la noi să facem noapte. După o zi de lucru ne ducem acolo. După o zi de lucru mergem acolo, dar bagă și tu viteză. Oricum, m-am păcălit rău de tot cu cheia acolo. De ce? Că nu a fost aur. Cineva m-a păcălit. Da, dar s-ar putea totuși să fie, doar că era ascuns undeva. Știi că trebuia să ne deportăm pe insulița aia mai departe puțin. Nu cred că acolo, trebuia acolo. Să zburăm. Nu știu cum să ajungem acolo. Poate că trebuie mai mult din asta de zburat când fac upgrade-uri. Poate, înțelegi? Poate. Oricum, dronele alea, când ajung, Felix, dronele? Ah, păi trebuie să mergem acum la miere. Dar da. Nu mergem acum la miere, că acum sunt plin de găini. Și trebuie să luăm resursele care suntem le-o... Suntem plin de găini. Trebuie să, cum luăm... sună? Trebuie să luăm resursele care le-au făcut astea, știi? Da, înțelegi da, ce zice da, eu? Da, mergem să luăm. Dacă găsim briar hair sau șmecher hen, să luăm. Bun găini, nu știu. Șmecher hen. Asta este o nouă rasă de găini, șmecher hen. Dar nu vezi că are alte mai colorată? Da, dacă găsim e pictată, găini... Felix. Aia este găină artistică. Găină artistică, n-am știu unde sau artistă. Trebuie să merg. Nu știu unde sunt. Ce fain că ne arată pe hartă, unde le-am pus alea. Așa, nu ești să merg. Viagăturile alea. Ai văzut? Ți arată? Unde da, sunt? Da, uite-te. Aici. Uite-te. Ah, da. Ne arată unde ne-am pus noi alea. Aici trebuie să mergem. Acolo trebuie să mergem. Da. Atunci iau la dreapta. Ah, mai simte că și ieri n-ai luat-o tu. Da, am luat-o greșit. Uite. Găinușă. Găinușă. Asta e de care? Briar? Da, briar. Așa. Sărăi ăștia. Ah, stai că pânte zărăi, trebuie să merg pe deasupra. Dintr-o astea de miere. Găină, de care găină? Simplă? Da. Dar nu trebuie mie simplă. Vrei păi... dintr-aia pictată? Da, uite așa. Dar nu așa. Cred că găsești aici dintr-aia pictată. Am găsit-o, uite, asta e puiul pictat. Nu e pictat. Briar. Da, uite, ăsta s-a făcut, dar nu pot să-l iau că n-am spațiu.
Bun, bun. Ce asta? Un copățel mic de mango! Țichiotă el! Găină din asta așa? Da, credeți, colectează găini. Bă, tu ce vă prezintă faci? Colecția lui de găini. Colecția mea de găini. Așa. Ar fi comic un clip. Colecția mea de găini. Stai că n-au tot trebuie, ne pe aici da, trebuie să iau. Trebuia să iei mai la dreapta. Trebuie tot timpul în permanență să-ți urmărești harta. Stai puțin, așa. Stai, unde ești? Așa. Bun. Nu vreau să pleci. Uite, fii atent, eu trebuie să ajung aici. Da, du-te în partea elaltă. Cristina, hartele. Oh, nu e bine. Ah, ba da, o iau bine acum. Uite-te că trebuie să ajung așa, aici. Așa, bun, 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 tot în față, tot în față. Numai că te zăbăcește asta, te... Mă zăbăcește, așa. Uite, vezi, acum aș trebui să iei la de stânga. De aici trebuie să iau în partea asta. Nu, în partea elaltă. La stânga, așa. Cum ți-am zis eu. Am zis bine, mă pricep să citesc harta, numai că uit. Pe aici, pe sus? Nu. În partea tot în față pe aici. Trebuie să iau pe sus, de acolo trebuie să iau pe sus. Uite, opa! O, cutiuță, cutioasă! Găini? Găini, lasă-mi bun. Apropo ce găini. Colecția noastră de găini crește. Na, să ajung. Eu zic să o iei pe acolo, pe dedesubt la chestia asta. Nu pe aici am mai luat-o, uite-te. Păi da, dar după aia mi-ai luat-o bine. E bine, bine, bine. Vezi? Bine. Așa, pe aici, pe undeva. Bun, a, uite pe aici și pe unde aici? În față? Da. Oricum noi am venit pe aici, dar n-am fost atenți, cred că. Zăpăluci, ca noi. Ia, uite pe hartă. E bun și tot în față. Tot în față. Pe aici, da? Și acum pe scara asta, puneți, nu? Cred că da, nu? Uite, uite, da. Suntem gamei amândoi. Ah. Ce? Mai ții minte ce trebuia să iau cu mine? Ce? Niște plorturi, dar nu mai ții minte de care plorturi. Mai ții minte? Ca să bag în gură la aia, nu mai ții minte? Da, dar nu mai știu de care plorturi. Știi ce zic? Da, nu mai știu de care. Ceva albastre. Nu știu dacă albastre erau felii, dar nu știu dacă din ăsta sau din ăla de cristal, știi? Păi luăm și noi, de care acum n-am, că n-am spațiu cu mine. Păi mai renunț la mango. Nu, pentru că dacă găsesc un din ăla de aur și dau mango, îmi dă mâncare, a, știi? Bun, de aia iau cu mine. Niște fructe. Da. De aia ți-l-o dat acolo, trebuia să fim atenți. Lasă-mă descurc, acum aduc altă, luăm cheița de la ăla. O cheiță și facem și breloc. Facem breloc. Mergem, mergem. Ce să mi-s-o deschis? Nu știu să se acolo. Acum trebuie să merg, dar nu știu pe unde. A, pe sus, pe sus, pe sus, că am trăzărit mintea. Hai că se face noapte și pot să ajung acolo bine. Este ora 6 acuși. 6, noaptea. Așa, și parcurs de unde iau? Nu știu. A, uite, deja ajung acolo. E deschisă. Sar, wow! E deschisă, da, ce tare. Okay, și bun. Tot în față, tot în față. Mergem în față, că doar nu suntem rață. Eu aș fi foarte bun la rime. Ar fi rimele ciudate, dar ar fi rimat. Perfect. Oa, ce romantic e aici cu apusul ăsta și cu cascadă. De fapt, aia curge dintr-o țeavă, dar acolo. E romantică. A, fi atent. Dintr-o ăsta albastru, dar este prea avansat, nu-i nu de nasul nostru. Ce e asta? Căpșuna. Căpșuna cubică. Căpșuna cubică? Da. Și aici ce mai pe aici așa? Acolo e o chestie. A, uite, o chestie de lumină care putem să o luăm. Mi-a zis, că ai uitat să ia de lumină. Aia de colțul ăla, da. Ai văzut-o? Așa au zis. Mamă, ce ochi aveți. A zis că aia de lângă cascadă, dar cred că asta s-a referit, nu? Cred că aia, da. Și acolo sus, puțin sus, greu sus trebuie să ajung cumva. Vezi, s-o fi sus chestii. Nu? O fi sus chestii. Nu știu, Felix. Uite, de astea mai sus, dacă vrei. Hai, 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 să mi se încarce energia, să fiu energetic. Hai, să fii energetic. 2, 3 și... Da, te duci acolo sus? Nu știu da, ce să zic. Să... erau sus niște slime-uri, au sărit de da? De aici așa număr pe asta. Da. Trebuie să urc cumva, de acolo de sus. Stai, deci Felix este foarte curios, vrea să ducă peste tot. E curiozitatea mare la mine. Da. Și am avut de mine, era să cază în apă. Unde e de cheia să deschid ușa? Păi aici, pe partea stângă. Cred că ai luat-o puțin prea cu curiozitatea ta. Nu-i pun pe aici, pe sus, Felix, pe sus. Și nu pot să merg, nu, a, pe sus, da, pe sus. Da, hai că vine și slime-ul ăla după noi, ne urmărește. Pe aici, uite-te. Pe aici trebuie să fie. Nu eram prin partea stângă. Acum că te-ai rotit atâta, nu mai știu pe unde, Felix. Hai, ia întoarce-te. Așa. Uite unde? Acolo, în față. A! Vezi? Unde-o pus-o ăștia? Acolo o pus-o. Duce. Ai grijă să nu te duci mai prea mult. Așa. Așa. Și hai să ajungem la ăla mare. Să ajungem la mare dacă ți-o veni noaptea, după aceea vine ziua. Da. Ziua. Hai, sar. Ai destul energie. Opa. Nu prea ai. Acum trebuie să mă duc uite acolo și de acolo e ușor de aici, așa mă duc la da, mare. Da, ia arată pe hartă cât de aproape suntem. Uite de la teleportator. Suntem super aproape. Cu răbdarea nu stau bine. Cu răbdarea trece marea, haide. Tot în față. Și cu graba trece treaba. Trece treaba. Așa. Așa. Hai, așa. Se duce. Ziar albastru. Trebuie să le fac pe ăla albastru, Cristina, că da, ci că zice că nu-s de nasul nostru, că-s prea avansat. Cum adică nu-s de nasul nostru? De nasul noi tot ce fain.
Zice că e prea avansat. Nu mă las până mă dă la mare. Nebunie. M-a teleportat. Bun, m-am dus. Nu aici, nu aici. Bun. Ce faci cu apa? Am dat din greșeală. Pe mine mangă, am vrut să țin. Bun. Și acum mă duc cu o viteză, că nu s-a mai văzut așa viteză. Mie nu trebuie. Și ajungem la prăpastie. Așa, mie nu trebuiește nimic de aici, nici din alea, știi? A, ce bine că m-a ajuns noaptea. Dar nu-ți trebuie planete dintre alea. Alea dau mult, știi? Nu, că pot să le mulțesc. Poți să le mulțești? Pot să le fac hibrid și le mulțesc, știi? Așa mi-a zis voi, să le fac hibrid că n-am spațiu. Bun. Cum ajung eu la... Nu știu cum ajungem la ăla. A, tu pahra. Voce mare, slime. Suntem aproape. Hai, zboară. Stai să-mi încarci energia asta, că stau după energie. Ai de gând să te încarci? Wow, dar ce diferită e harta asta, nu? Foarte șmecheră. Foarte șmenă. Hai că merg la ăla. Sper să nu mânce un miliard de găini, sper să mă ajunge, că avem 64 de găini. Mai pe lângă. Cine era? Îmi făcea cu ochii. Cristina, îl hrănești. Hai că am ajuns la Barosan. Hrănește-l. Am ajuns la Barosan. Sper că mâncă găină, da? Dă-i. Sper să-ți ajungă vreo 50. Hai, se mărește. Hai, crește. Mamă, dar ăsta cred că o să mănânce mult, că ăsta e mâncăcios. Și după aceea m-a lăsat pe mine. E mâncăcios ca Felix. Gata. Ui, s-a făcut rău, Așa, că m-a dat slime nou! Tangle slime, Ce tare! Mi-a dat slime nou! Pe toate. Așa, mă, iau găina asta de aici, așa. Și cutiile. Hai să le spargem. Ia să vedem. Oh, n-amen. Bun, un ornament. Bani mulți. Și aceasta, o pară. Hai că era preferata cuiva para. Așa. Am găsit o pară! Prickle pear! Bravo! Încă un ornament. Na, faza e că ăla... Avem slime nou! Nu mă da cheie. Ce vrea face Felix? Cred că trebuie să stăm aici până ce vine. Asta mă duce acasă? Dar ce se întâmplă? Duce acasă. Ne ducem acasă? Cum putem să zărim pe aici, că să nu pățim ceva? Păi, noi trebuie să mergem, uite acolo. Pe aici, pe sus, pe chestiile astea. Unde trebuie să mergem? Unde trebuie să ajungem? Trebuie să ajungem... Uite, pe hartă. Aici, stai, pe unde ajung? Acolo? Nu știu pe unde ajung. Să ia, uite acum unde ești pe hartă. Să vedem cu săgeata unde suntem. Uite acolo trebuie să ajung. De acolo? A, n-ai mică? Da, așa. Așa. A, nu, aici? Nu aici. Nu, cred că deasupra. Trebuie să ajung aici, în asta. Acolo? Atunci trebuie să luăm la stânga. Ce greu e pe aici, Felix! Uite pe hartă! Mi-e frică să voi pe hartă! Trebuie să te uiți în continuu pe hartă. Uite acolo, e o cheie. Da, aici e o cheie care... Mersi că n-am folosit cheia, nu știu unde găsesc încă o cheie. Da. Bun. Și acum eu trebuie să ajung... Stai puțin. Aici, să văd ce e aici, așa. Da. Cred. Da, deci trebuie imediat în spate, Felix. Stai să mă plimb pe aici, că îl găsesc eu unde-i. Oh, de mine, ce ne facem, pe unde mergem? Aș putea să mă duc acasă, că mă teleportează acasă. Hai, teleportează acasă. Stai că am vrut să văd de care din ăstea am trebuit. A, bine că s-a terminat. Așa, uite aici, aici. Nu, aici. Aici trebuie să mergem. Da. Pe ce am venit? Nu, teleportat acasă fără probleme. Doar că am vrut să văd când trebuie niște... Fii atent. Încă o cheie! Mamă, lasă că știm pentru data viitoare. Dar unde găsesc cheile? Imediat. Nu știu unde găsim. Imediat. Uite, de care trebuie? Albastru. Dar de care albastru? Ziceți-ne de care albastru? Nu știu de care albastru. Ne teleportăm acasă sau? Da, ne teleportăm acasă ca să ducem perele și tangled slime. Ce e aici? Ce e aici? Ce n-am fost aici? Oh, ce șmiecheri. Ce e aici? Apă? Vrei apă? Fântână? Nu, niște apă. Ha, nu, deasupra, cred că nu. Deci nu am aer. Stai puțin. Cum nu mai ai aer? Nu am sus. Ha, merge să pui apă? Care e faza aici? Nu știm care e faza la fântâna asta. Care e faza la fântâna asta? Nu vreau să plec de aici acasă până nu știu care e faza la fântâna asta. Nu-i să apăsați butonul... Prietene, cocolike-uri! Nu-i să apăsați butonul de cocolike! Da. Scrieți în comentarii ce vreți voi și care e faza cu această fântână. Era să zic care e faza cu smântâna. M-am prins! Când noi punem plorturile astea de aici, loia în gură, se pune apă în fântână. Stai să mă duc acasă, mă duc acasă, după aceea mă pierd o dată trecută. Mă duc acasă, vine ca acasă, adică nu pierd cu nici acasă. Și după aceea când trebuie să dăm florile. Mă duc acasă. Unde mă duc? Acasă! Unde mă duc? Nu e mai bine ca acasă, dar unde e teleportarea? Uite acolo în față. Unde mă duc? Parcă erau cutii acolo în partea stângă. Uite acolo. A, nu, mi s-a părut. Cristina! Mi s-a părut, am crezut că era o cutie galbenă. Haide, avem slime nou, avem tangle slime. Ce avem? Ce faci tangle slime? Stai să vedem ce face. Ia să vedem ce face tangle slime-ul. Tangle slime, mâncă carne. Mâncă carne ăsta. Pentru tine, asta mâncarea pentrită. Ah, bun, deci asta e mâncarea preferată lui, este găina aia pictată, găina șmecheră. Și o fi scump? Și că zice, vezi că acest slime pare foarte inocent de mai sus, dar de fapt nu este inocent de puțin mai sus. Uite aici, așa. Ci că te înșeală, nu-i deloc inocent, uite-te. It may look innocent with its white smile and colorful
cornflour, vezi? Dar cică este un prădător fără frică. Care mâncă carne. Cică with big appetite, ăsta e foarte, foarte mâncăcios. Știi? Super, îmi place. Mamă. Și cât costa lui? 116 una! Bravo! Nu uiți apăsați butonul de cocolai! Și ne vedem data viitoare! Te scrieți în comentarii, ne vedem data viitoare! Pa! Unde-i pun pe ăștia? Pune acolo!